Bună, sunt Justina Marie, am 17 ani și sunt voluntar la Salvați Copii. Mi-a făcut mare plăcere anul acesta să particip la programele școală după școală și la grădinițele estivale. Am lucrat direct cu copii din medii defavorizate sau cu risc de abandon școlar. Am ajutat copiii să învețe despre lucruri folositoare la școală sau în viața de zi cu zi, cum ar fi igiena, politețea sau chiar diferite jocuri. Am participat și la strângere de fonduri. Am fost printre cei care au strâns cele mai multe formulare, 2%, atât de la evenimente, cât și de la cunoscuți. Am strâns 320 de lei atunci când am participat la semimaratonul din București și alți 253 când am organizat un flash mob cu ocazia ultimei zile de vacanță. Am luat parte la campania de donații de la Corazon Plaza din vară. Iar în octombrie am fost voluntar la conferința de presă pentru dotarea maternității de la Grigore Alexandrescu. Am fost prezent la activități precum Forumul Național al Copilor și Tabăra Sănătății, formându-mă ca voluntar. Și aflând informații cu care putem ajuta copiii, dezbătând și vorbind despre teme actuale, cum ar fi bullying-ul sau educația pentru sănătate. La finalul iulie am fost desemnat ca fiind voluntarul lunii, ceea ce m-a făcut să fiu foarte mândru, foarte bucuros, pentru că mi-am amintit că acțiunile noastre, avale voluntarilor, pot să aducă un viitor mai bun copiilor.